salutare și bine v-am regăsit la un episod de vegetarian asemără mukbang, care știți că nu-mi place cum sună. Gămâne să răgâi. Ah, ce feminin, nu-i așa, da. Astăzi reacționăm la un clip vechi de 2 ani de zile, dar am zis să reacționăm la el pentru că prima dată când l-am văzut așa foarte puțin și aveam o altă părere. Și acum vreau să dacă mi s-a schimbat părerea, dacă mi se pare la fel de cringe, pentru că susțin în continuare că trendul ăsta cu asemără mukbang sau asemără orice fel, e foarte cringe și foarte cretin. Și ai nevoie de neuroni pe minus grav ca să faci o chestie de genul ăsta, să o postezi pe YouTube și după aceea să urmezi să zică: mamă, ce tare! Bine ați venit la primul episod de ASMR. Și mi-era dragă cu felul în care vorbea așa, cum am bine să mă urmă. Românește. Nu există mukbang în român, nu mai faceți chestia ta. De legume mukbang nu există. Cuvântul ăsta nu-i măcar un dicționar român, mukbang. Să începem cu prima legumă. Hai cu prima legumă. Varsă. Știu că înseamnă răspuns sensorial antimeridian, adică trebuie să-ți provoace niște furnicături de la cap la șira spinării și anumiți oameni chiar simt o relaxare la uzura anumitor sunete, dar să vezi pe cineva băgând în el într-un mod dezgustător și cu fețele alea de zici că vrea să-ți fure sufletul și să-l vândă lui Satan. Da, nu știu ce să zic. Nu prea mă calmează, mai mult mă enervează. Nu avem nevoie de... Vă dați seama că nu ne uităm la 13 minute, sper că știți de acum. În plus. Expresiile faciale sunt Dumnezeu pe pământ, n-ai cum. Da. Nu știu ce să zic. Toată lumea se ferește de sunetele astea, să le scoată la masă, să le audă, iar alții... Nu. Facem și niște broccoli. Broccoli, oh, nu putem vorbi română. Broccoli. Pentru voi. Da, e un sunet extraordinar, îl iubesc, e genial. Până acum, ești nu vreau. Am simțit respirația de broccoli prin ecran. Ce stați în fața camerei și faceți asta? Că e, nu că e penibil, e dubios rău de tot când vezi pe cineva tot. Nu știu ce crezi că o să... Ce... Oh, vreau să spun atâtea lucruri. Și nu pot, pentru că o să se ofenseze multă lume. Să ascult copiii aia handicapați care mâncă. Ce enervant rău. Nu știu cum să zic, pe greier mă zgârie. Miguel, mai încolo Miguel. De unde dracu trebuia să fie? Din cer, din Narnia. E salată din pământ. Nu mai spune tu că salata crește în pământ. Tai, e proastă muream. Pământ organic. Ne-am uitat, pământ organic, scuză-mă. Nu, ceva că-mi scârie. Ți-a s-a îmbunătățit. Să mă las de YouTube și să mă duc să mă călugăresc, dracule. Nu stau la mizerie.
ne ștergem. Mai am o surpriză pentru voi. Cine știe ce o să scot acum din cutie să comentez? Ula. Nu știu, să o văd pe maică-mea că face astfel de clipuri pe internet. O eutanasiez pentru că nu merită să se chinuie. Dumnezeule, cel mai cretin trend! Oameni care scot sunete de handicapați în fața camerei, crezând că-i fain, nu, sunteți handicapați în pula mea cu toții, toți care ați făcut trendul ăsta, sunteți handicapați în ultimul hal. Ai nevoie de neuron pe minus grav să faci chestia asta, e penibil, e jenant, e scârbos, une-ți demnitatea ta de om când tu sugi chestii și scoți suțau. I wanna kill myself. Oh my fucking god, numai... pula mea! Du-te-n pula mea de aici cu faine! Ăsta a fost videoclipul, nu-mi pasă cine o să comenteze, cine o să frustreze. Cine face trendul ăsta, e handicapat și sper că nu mai există în ziua de astăzi.